În aceste zile, mai toate gospodinele au luat cu asalt magazinele unde se comercializează străchini, căni, vase din lemn sau porțelan pentru a marca rusaliile, după cum este obiceiul. Astfel, sâmbătă, ziua în care se pomenesc morții, se împodobesc locuințele, porțile și anexele gospodărești cu ramuri de tei, plop și stejar. Se desfășoară jocul călușarilor, se sfințesc ramuri de tei, soc și mure pentru a fi folosite în medicina populară. Se împletesc cunune din spice de grâu și flori de câmp pentru a fi purtate de tineri la celebrarea căsătorilor. Se pocnesc frunze de tei pentru alungarea spiritelor rele și se fac de scântece. De rusalii se dau de pomană vase de lut sau de porțelan, căni, străchini și vase de lemn împodobite cu flori și umplute cu lapte, vin sau apă. Ritualul de pomenire are loc mai ales în cimitire, unde mormintele sunt curățate și împodobite din timp, iar lumânările ard întreaga perioadă în care se desfășoară ceremonialul de pomenire. Împăcarea sufletelor morților și întoarcerea lor fără incidente în morminte depinde de bogăția ofrandelor și de respectarea ritualului. În aceste zile, la porțile cimitirelor se întind mese pline cu colaci și sticle de vin împodobite cu verdeață și flori și au loc slujbe de pomenire oficiate de preot, după care acesta parcurge întregul cimitir pentru a sfinți fiecare mormânt. După încheierea ceremonialului, oamenii își dăruiesc unii altora ofrandele sfințite de către preot sau le împart săracilor.